Dragi părinți, sunt Călin Goia de la Voltaj, sunt și eu tată de 3 copii, am un băiat de aproape 11 ani, unul de 9 ani jumate și o fetiță micuță de 2 ani. Nu vreau să fac pe sfătosul, nu vreau să mă dau drept părintele perfect, pentru că până la urmă nu există așa ceva și nici nu trebuie să tindem să fim părinți perfecți, trebuie să încercăm să fim părinți cât mai buni. Așadar nu vreau să mă apuc eu să vă dau sfaturi, ci pot doar să vă povestesc din experiența mea personală, cu bune, cu rele. Poate anumite lucruri vă vor ajuta în luarea anumitor decizii. Și eu și soția mea am făcut o facultate, am citit foarte mult la viața noastră și ne-am dorit foarte tare ca și copiii noștri să citească și să-și dea seama de beneficiile pe care le are lectura în general și pe urmă învățatul, poate în mod special. Învățatul, zic eu, din plăcere și nu ăla chinuitor cu securea deasupra capului. Și nu știam cum să facem. Cum o să-i convingem noi pe copiii noștri să citească în momentul în care există în perioada asta tot ce înseamnă tehnologie care bate ca stimuli orice carte, stimul pentru creier, adică totul se întâmplă foarte repede, totul ți-e la îndemână, totul e foarte ușor și atunci normal, în momentul în care e o carte și vezi că are 300 de pagini și te apuci și dai prima și a doua pagini și până să te prindă povestea, te gândești, bă, dar stai puțin, de ce să citesc când eu între timp mă jucam sau făceam alte lucruri? Noi am încercat cu copiii noștri să le facem un program. Bun, aveți voie, nu poți să-i oprești de pe tablete sau mobile, dar am încercat să facem un program și noi am hotărât ca ei să aibă 2 ore de stat pe mobil, pe PS4 și alte nebunii de genul ăsta în weekend și în rest nu. Și atunci le-am cumpărat cărți în general de aventură, cărți la început mai ușoare cu ilustrații care să-i capteze și să înceapă să deprindă arta asta a cititului și suntem extrem de fericiți că cei doi băieți, care sunt mărișori deja 11 și aproape 10, citesc foarte mult și nici nu mai trebuie să-i rugăm noi sau să zicem, băi, uite, ia și tu o carte, mai citește ceva. De multe ori când îl aduc pe cel mare de la școală, avem în drum o librărie și cetate, putem să intrăm să luăm o carte sau să ne uităm cea mai apur și eu sunt, știți cum sunt, îi zic da, sigur, dar sunt extrem de fericit pe dinăuntru meu pentru că nu eu îi spun, hai Petru să intrăm până în librărie, poate să face cu ochii o carte, nu, el spune și cred că e foarte important să ajungi la treaba asta, să-i placă copilului să citească, chiar dacă la început a fost mai greu și au fost unele cărți care ziceau, băi, nu-mi place cartea asta, nu o înțeleg și băi, las-o, tată, ia altă carte, uite, ce zici de aventurile lui Jules Verne, aventurile lui Tom Sawyer, Mark Twain, deci toate lucrurile astea pot fi schimbate, nu toate cărțile ne plac. Și cu timpul selectează ei cărți, acum insistam, pentru că vreau să-i duc la călărie, insistam să citească cartea Vinetu, pe care eu am adorat-o și cred că am recitit-o și mă transpuneam în vestul sălbatic și în fine. Și i-a zis, mă, tu vrei să citești Vinetu? Nu, că eu trebuie să termin cărțile, nu știu, editura Arthur, are el o grămadă de aventuri, că nici eu nu le știu. L-a lăsat în pace, atâta timp cât citește, e foarte bine. Și eu cred că chestia asta cu limitarea folosirii tabletei și a mobilului e foarte importantă. Eu îi văd pe ai mei cât iubesc ei cititul, dacă i-aș lăsa să stea pe mobile, ar putea să stea de dimineață până seara. Deși iubesc sportul și poate singurul lucru pentru care renunță la mobil e fotbalul sau tenisul, totuși cititul nu e chiar pe primul loc. Dar cu timpul, cu cât vor crește, vor constata că învață foarte multe lucruri. Și pe urmă apare concurența asta între ei și dorința de a-ți povesti, uite, eu am citit o carte, eu am citit 2 cărți, eu am citit cartea aia de mult. Și pe urmă să-ți dea exemple din cărți. Așadar, ăsta ar fi unul dintre sfaturile mele. Chiar dacă copiii în generația telefonelor mobile și al jocurilor pe calculator și nu pot fi opriți din chestia asta, trebuie să existe lucrurile făcute cu program și cumva în contrapartidă. Ok, uite, te las astea 2 ore în weekend, dar citește și tu ceva. Ăsta e unul dintre sfaturile pe care aș putea să vi le dau.